Stimați telespectatori, bună ziua, vizionați telejurnalul în limba română. Pentru început, titlurile ediției de astăzi. Uniunea Europeană este pentru începerea tratativelor de aderare. Data definitivă va fi stabilită vineri la summitul șefilor de stat și guvern ai țărilor Uniunii Europene. Guvernul Serbiei a adoptat astăzi proiectul rectificării bugetului pe anul 2013. La două zile de la tragicul accident din Muntenegru, în care și-au pierdut viața 18 români, primul avion militar a pornit spre România, având la bord un număr de 12 pacienți. Din câte înțeleg, au decis medicii, vor fi evacuați mai întâi cei cu o situație medicală mai dificilă. În cel de-al doilea avion, tot în perioada prânzului, ceilalți pacienți care au o situație medicală mai bună. Până la finele lunii, vremea se va menține instabilă și răcoroasă. Șefii diplomațiilor Uniunii Europene au convenit astăzi la Luxemburg despre începerea tratativelor de aderare a Serbiei cu Uniunea Europeană și acordul despre privind stabilizarea și aderarea cu Kosovo, însă rămâne deschisă problema începerii acestor tratative. Ministrul german al afacerilor externe Guido Westerwelle a declarat astăzi la o conferință de presă că șefii diplomațiilor Uniunii Europene nu vor adopta astăzi o hotărâre concretă despre Serbia. Sprijinim stabilirea datei concrete pentru începerea negocierilor, dar atitudinea Germaniei este că acest lucru nu trebuie să înceapă înainte de luna ianuarie anului viitor, a spus Westerwelle și a adăugat că hotărârea definitivă va fi adusă vineri la summitul șefilor de stat și guvern ai țărilor Uniunii Europene. Pe de altă parte, primul vicepreședinte al guvernului Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat astăzi că este convins că, în pofida știrilor contradictorii, Serbia va obține vineri data demarării tratativelor de aderare cu Uniunea Europeană. Sunt convins că vom obține data fără convocarea unei ședințe în plus în decembrie a Consiliului Europei și fără condiționări și verificări în plus. Vučić a subliniat că așteaptă știri favorabile pentru Serbia, menționând că celor care condiționează acordarea datei deschiderii tratativelor le-ar fi foarte greu să explice motivele neacordării ei. Președintele maghiar Janos Ader se află într-o vizită de două zile în Serbia, în cadrul căreia s-a întâlnit cu cele mai înalte oficialități. Președintele Serbiei Tomislav Nikolić s-a întâlnit astăzi la Palatul Serbia cu omologul său maghiar Janos Ader la începutul vizitei sale de două zile în țara noastră. Președintele Ader s-a întâlnit apoi cu Ivica Dačić, premierul Serbiei. Ader va participa mâine la cea de-a treia ședință specială a Parlamentului Serbiei, care a fost convocată cu această ocazie de președintele adunării Nebojša Stefanović. Reamintim că Parlamentul Serbiei a adoptat vinerea trecută declarația despre condamnarea actelor împotriva populației civile maghiare din Voivodina în cursul anilor 1944-1945, declarație înaintată de deputații Uniunii Maghiarilor din Voivodina și ai Partidului Progresist Sârb. Guvernul Serbiei a adoptat astăzi proiectul rectificării bugetului pe anul 2013, prin care deficitul bugetar va fi majorat la 178,3 miliarde dinari, dar și limitat la 4,7% din produsul intern brut. După cum scrie în comunicatul dat publicității, rectificarea propusă a fost adoptată în unanimitate și este o parte din reformele economice comune care se vor implementa sistematic și care prevăd stabilizarea bugetului de stat, reforma sectorului public și avansarea climatului de afaceri. Rectificarea bugetului prevede economisiri în sectorul public de 36 miliarde dinari, scrie în comunicat. În urma accidentului grav din Muntenegru, în care și-au pierdut viața 18 cetățeni români, Guvernul României a decis ca ziua de miercuri să fie zi de doliu național. După cum a anunțat premierul Victor Ponta, autoritățile din Muntenegru au încheiat procedura de identificare a persoanelor decedate în accidentul rutier, Guvernul de la București urmând să asigure transportul în țară al acestora. Cele două aeronave militare care urmează să aducă răniții români în țară au ajuns în Muntenegru, iar la bordul acestora se află 11 medici, 11 asistenți SMURD și 5 angajați ai Ministerului Apărării Naționale.
Ministrul român al sănătății, Eugen Nicolaescu, a precizat că este vorba despre cei 29 de răniți din autocarul prăbușit și de o româncă victimă al unui alt accident produs tot în Muntenegru. Guvernul a decis ca ziua de miercuri, 26 iunie 2013, să fie zi de doliu național pentru victimele accidentului din Muntenegru. Premierul Serbiei Ivica Dačić a trimis astăzi omologului său român Victor Ponta o telegramă de condoleanțe în urma accidentului rutier tragic care s-a produs ieri în Muntenegru și în care și-au pierdut viața 18 persoane, iar alte 29 au fost grav rănite. Reamintim că autobuzul cu plăcuțe de înmatriculare românești s-a prăbușit ieri într-un abis de pe podul Cârlo, căzând în gol aproape 30 de metri. 5-10-mea sunt zienele și ziua internațională a ei românești a fost sărbătorită și de române din Serbia, iar la noi în Banat, în special în satele în care bisericile ortodoxe române sunt cu cramul coborârea Duhului Sfânt. Ieri petrovicenii au sărbătorit Sfintele Rusalii prin tradiționala slujbă a 5-10-mii, prin care a fost comemorată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Sfânta liturghie a fost oficiată în Măreața Catedrală Ortodoxă din Petrovăsâla de preacucernicul părinte protopop Stavrofor de Alibunar, Ionel Mălai Mare, și de părintele Ionel Savu, paroh al ortodoxilor petroviceni, și care împreună cu preoteasa Mihaela a preluat ieri să fie nașul Sfântului Lăcaș din Petrovăsâla. Trebuie să spunem că biserica a fost întemeiată de Hristos Domnul pe Sfânta Cruce, dar ea va deveni văzută în sens de comunitate, la 50 de zile după coborârea Duhului Sfânt, când au fost botezați ca 3.000 de suflete. După aceea ne spune iarăși Cartea Faptele Apostolilor că numărul creștinilor creștea din zi în zi. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează pâinea și vinul acesta, Petrovicenii au sărbătorit Sfintele Rusalii atât prin sfânta slujbă religioasă, cât și prin numeroase manifestări laice, dintre care mintim în mod special mărețele reuniuni consacrate Zilei Internaționale a Iei Românești și Sfintelor Sânziene, frumoasele cununițe împlinite din prea frumoasele flori, dominând pe capul mai multor tinere care s-au prins și anul acesta în jocul mare din curtea bisericii. În mod tradițional, de Rusalii ați fost și la Sfânta Biserică. Am fost și tare frumos a făcut astăzi în biserică, dar cununașul și slujba, tot a fost frumos. Au fost organizate și competiții la care s-au dovedit iscusința Sava Lukici, preparând cea mai gustoasă fasole, respectiv Sofica Bogatu și Elena Juja, care au pregătit tradiționala păturată împletită, cu mac, cu postaică, cu nucă și vanilie și cu țimet și cacao. Asociația Femeilor Mâini Harnici Bănețene, în fruntea care se găsește doamna Minerva Ghilezan, a organizat și anul acesta o expoziție de costume naționale, de data aceasta în special de prea frumoase ii românești, tradiționale, strămoșești. Până la finele lunii, vremea se va menține instabilă și răcoroasă, comunică meteorologii. Mâine cerul va fi variabil, mai mult acoperit, cu condiții minime de ploaie. Vântul va sufla moderat din sectorul nord-vestic. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 12 grade, iar cele maxime vor înregistra valori între 20 și 22 grade Celsius. Joi și vineri sunt posibile intervale senine mai lungi și o ușoară creștere a temperaturii. De weekend, instabilitatea atmosferică va fi din nou accentuată, iar temperatura se va menține sub limita potrivită a acestei date. Stimați telespectatori, cu datele despre starea vremii am încheiat telejurnalul de astăzi. În numele echipei de serviciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!